România dispune de un potențial științific deosebit, apreciat de partenerii străini, dar total nevalorificat în țară. Subfinanțarea cronică a acestui sector nu face decât să demonstreze incapacitatea Guvernului de a gestiona și de a distribui eficient și competitiv fondurile pentru cercetare. Finanțarea cercetării a ajuns la un minim istoric, 0,15% din PIB-ul alocat Ministerului de Resort în anul 2020. În plus, fondurile sunt împărțite discreționar, netransparent și ineficient. Gestiunea fondurilor destinate cercetării trebuie să se bazeze exclusiv pe experiența oamenilor de știință. Acest principiu guvernează activitatea celor mai importante agenții de finanțare a cercetării fundamentale, europene și americane, care primesc majoritar sau exclusiv finanțare publică. Este și motivul pentru care mulți specialiști de valoare părăsesc România. Reconstrucția cercetării românești se impune a fi realizată pe principii de competitivitate și eficiență, predictibilitate și reziliență. Totul însă cu fonduri suficiente. Ignorarea cercetării de către guvernanți îndepărtează România ireversibil de profilul unei țări membre UE în ce privește domeniul cercetării, dezvoltării și implicit al competitivității economice. În această situație este demn de semnalat apelul membrilor organizației neguvernamentale Ad Astra, Asociația Cercetărilor din Români din țară și din întreaga lume. În urma reducerii dramatice a finanțării publice de cercetare-dezvoltare, în contrast frapant cu angajamentele României, în ultimii 10 ani s-a înregistrat agravarea progresivă a decalajului României față de alte țări europene în materie de inovare și competitivitate. În anul 2020, România ar fi trebuit să cheltuiască pentru cercetare-dezvoltare din fonduri publice 1% din PIB, adică aproape 11 miliarde RON, țintă la care s-a angajat și prin Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, conform hotărârii de guvern numărul 929/2014. În fapt, conform execuției preliminare a propunerii de lege a bugetului, România a cheltuit doar 1,75 miliarde RON, adică mai puțin de o șesime. Această situație gravă a fost în mod repetat evidențiată și în rapoartele de țară și în numeroase alte acte ale Comisiei Europene, precum și în toate evaluările științei și tehnologiei din România. Corecția situației posibilă prin măsurile la care v-ați angajat prin programul de guvernare este necesară și pentru îndeplinirea condiției favorizante, obiectiv inadmisibil accesării fondurilor structurale în perioada 2021-2027. Programul de guvernare prevede că în 2024 guvernul va cheltui 1% din PIB pentru cercetare, dezvoltare din fonduri publice, în timp ce alți 1% vor fi cheltuiți din fonduri private. Ținta de 1% din PIB din fonduri publice în 2024 este reiterată drept obiectiv cheie național pentru îndeplinirea agendei România Educată, alături de ținta de 6% din PIB pentru educație. În aceste condiții am constatat cu surprindere că în proiectul de lege a bugetului pe 2021 la cheltuieli de cercetare fundamentale și cercetare-dezvoltare din total buget de stat se estimează o scădere a acestor cheltuieli an de an, ajungând la 1,686 miliarde de RON în 2024, adică iarăși mai puțin de o șesime din cât prevede programul. Programul de guvernare conține sute de angajamente, obiective, ținte, acțiuni care țin fie de cercetare-dezvoltare, fie de inovare, de competitivitate, de performanță generală a administrației, societății și economiei și care nu pot fi atinse decât prin performanța sistemului de cercetare-dezvoltare. Este ușor de văzut că prea puține dintre acestea ar fi posibile la nivel de finanțare anticipat în legea bugetului. Vă mulțumesc! Constantin Bârcă, deputat ales în circumscripția electorală numărul 12, Călărat.